Bună ziua și bine ne-am găsit la o nouă emisiune În creierul minții. Astăzi am bucuria să-l am alături de mine pe domnul profesor doctor Bogdan Șoltuzu. Bună ziua și bine ai venit, Bogdan! Bună ziua, bine te-am găsit! Îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația noastră de a vorbi astăzi despre psihonutriție. Așa cum știm, psihonutriția este știința care studiază relația dintre hrană și minte, cu accentul pus pe relația emoțională cu mâncarea, pe convingerile noastre limitative și pe șabloanele comportamentale în preferințele alimentare. Ce aș mai vrea să mai spun pentru început e că e un subiect foarte fin, dar de care ne lovim cu toții. Pentru că în fiecare zi, toată mass media ne bombardează cu imaginea siluetei perfecte, fie feminină, fie masculină. Iar dacă această presiune socială mai vine și pe un fond de încredere scăzută vis-a-vis de imaginea corporală, se poate ajunge la anumite tulburări alimentare, a unui comportament ce include tulburări alimentare de la bulimie la anorexie. Sigur. Astfel, prima mea întrebare ar fi pentru tine, care e relația dintre greutate, imaginea corporală și comportamentul alimentar? Ok. Păi să începem cu începutul. Cum spuneai și tu și îți dau foarte mare dreptate, o problemă foarte mare este discordanța între ceea ce mass media și toate canalele arată ca fiind silueta perfectă și în același timp promovăm un comportament alimentar deviat, în care nu avem grijă de activitatea fizică pe care o facem, mâncăm fast food, mâncăm junk food. Adică există această discordanță și multe persoane își doresc o siluetă de invidiat, pentru că asta se promovează, dar în același timp nu există o educație nutrițională care să vorbească despre ce ar trebui să mănânce omul, cum ar trebui să se hrănească, că noi, uite, un lucru foarte important, noi mâncăm, dar nu ne hrănim. Este o mare diferență adică? Între... Păi, hai să zic ce cred eu că ar însemna acest lucru. A mânca înseamnă a mânca absolut orice, inclusiv fast food, junk food și tot felul de produse care nu sunt tocmai... Junk food. Așa. Chiar și termenul îi spune, junk food, înseamnă tot ce înseamnă chipsuri, snacks-uri, produse de acest gen, care sunt mâncare, dar nu sunt hrană. Hrana ce înseamnă? Că o hrană ne hrănește până la nivel celular. Adică există nutrienți care ne pot hrăni până la nivel celular, pentru că, repet, produsele acestea care le găsim ambalate în diferite pungi sub titulatura de junk food nu fac altceva decât să ne umple stomacul. Așa, pentru că noi suntem tentați într-o zi aglomerată la serviciu să luăm ceva care ne acopere foamea, dar de fapt nu ne hrănim, doar mâncăm. Asta facem. Așa. Deci una este să mănânci, una este să te hrănești, pentru că în mare parte acelea sunt calorii goale, care nu sunt altceva decât niște produse, cum spuneam, de proastă calitate nutrițională, multe dintre ele bogate caloric, adică au o densitate calorică mare, dar nu ne oferă nutrienții de care avem noi nevoie să funcționăm la parametri normali. Corpul nu funcționează la parametri normali în urma consumului acestor produse. Scuze-mă, eu am să traduc de fiecare dată ca pentru mine. Adică așa. Mănânc, nu mă hrănesc, în schimb mă îngraș. Exact. Ok. Asta este problema. Și mai mult decât atât, pentru că multe dintre ele conțin o cantitate foarte mare de zahăr și carbohidrați rafinați, din păcate, ce se întâmplă? Carbohidrații ăștia rafinați sunt exact ca și cum ai pune benzină pe foc, comparativ cum ai pune un lemn pe foc. Dacă pui benzina pe foc, arde rapid, produce o cantitate de energie uriașă, dar pe o perioadă scurtă de timp. Când pui un lemn pe foc, îl amocnește, ține foarte mult cald. Carbohidratul e la fel ca benzina. Ai aruncat benzina pe foc, se produce o cantitate uriașă de energie, dar scurt. Și atunci ce se întâmplă peste câteva minute? Îți va veni din nou foame. Așa. Asta este problema cea mai mare. Deci mâncând junk food, tot îți vine să mănânci și așa mai departe și nu faci ceva decât să îți aduci un aport crescut de calorii goale în fiecare zi. Adică asta întărește sau șterge mitul că unele dintre aceste alimente au nu știu ce substanță care te face dependent? De fapt, nu se rănește foamea. Exact. Exact. Nu asta e vorba neapărat de... Sigur că da. Deci, practic, îți creează un comportament adictiv doar din simplu fapt că zahărul acesta nu face altceva decât să creeze încet, azi, mâine, poi mâine, adicție. Că zahărul creează adicție, este un lucru dovedit științific. Zahărul, bineînțeles, mă refer la zahărul alb.
Există mai multe tipuri de zahăr. Zahărul ăsta alb care este folosit în peste 90% din produsele din comerț de tip junk food. Așa. Am deviat. Așa. Era ce? Era bine, nu, e bine să lămurim ca lumea să știe exact despre ce vorbim. Îți mulțumesc frumos, exact. Pentru că așa multe teorii auzim, dar de asta am vrut să mă întâlnesc eu și toți telespectatorii cu tine. Tu cu asta te ocupi, cu rezultate extraordinare și am vrut măcar câte puțin să ne spui din, nu neapărat secrete, din obiceiurile sănătoase pe care tu le recomanzi. Sigur. Așa, revenim la întrebarea mea, te rog eu frumos. Da, cum spuneam, și deci practic noi promovăm pe de o parte o siluetă de invidiat, astea se promovă modele cu o siluetă de invidiat, dar în același timp nu promovăm un comportament alimentar corect. Și se creează această falie, practic, între un comportament alimentar deviat și idealul nostru. Și de aici intervin toate dramele noastre, ca să zic așa. Pentru că, mai ales în cazul persoanelor de sex feminin, ele doresc să arate într-un anumit fel, pentru că asta se promovează, dar în același timp nimeni nu le spune ce să facă să ajungă la cel deziderat. Acum, eu le spun la toți cu care lucrez, frumusețea, până la urma urmei, e în ochii privitorului. Da? Deci, nu neapărat asta să fie motivul pentru care dorim noi să slăbim. Eu le recomand mai întâi să găsească un motiv corect pentru a slăbi și nu neapărat să arate într-un anumit fel. Putem să ne punem ca motiv, nu știu, să fim mai sănătoși, să ne simțim mai bine, să avem mai multă energie, dar nu să fim mai frumoși, pentru că nu asta este. Și de aici intervin foarte multe probleme, pentru că tu dacă îți setezi un anumit target ca și siluetă, s-ar putea să nu-l ajungi dacă consumi alimente corecte, pentru că este aproape imposibil, având în vedere la ce standarde au unele persoane. De aceea, nu ăsta este motivul corect. Cum spune și englezul, do it for the right reason. Nu trebuie făcut neapărat pentru că dorim să slăbim, să fim slabi, să fim supli, să avem o talie de invidiat, ci doar ca să ne menținem sănătatea, să fim mai activi, să avem un tranzit mai bun, poate, să avem un somn mai bun, mai odihnitor. Stare mai bine, sigur, bună, general. De bine. Da, dar tu ai dreptate, știi, e paradoxal, apropo de ce spuneai că doamnele își doresc. Doamnele se uită la un film în care personajul feminin este idealul de frumusețe cu toate dimensiunile și în pauză, ghici ce primesc la pachet doamnele, reclamă la toate cele mai faine dulciuri și alte produse de ronțăit. Deci discordanța de care spunea. Exact, adică în momentul de pauză. Așa. Al creierului, când îi oferi o stare de bine, un film fain. Da. Așa. Dar care e greutatea ideală? Greutatea ideală, și aici, bine, sunt niște formule de calcul, nu o să intru în detalii, prin care putem, sunt și pe internet programele, sunt pe telefon aplicații prin care putem să ne calculăm greutatea ideală. Până la urma urmei, nu cred că asta este atât de important. Și uite, o să-ți spun și alt lucru. În diferite culturi, de exemplu, se promova femeia puțin mai plinuță, cu forme. Chiar, da. Și mai mult decât atât, era considerată ca fiind o femeie prosperă, fertilă și exact, așa mai departe. Exact. Și chiar încă și acum se mai promovează acel tip de femeie în anumite culturi. La noi, în societatea asta vestică, din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Cum spuneam, se promovează femeile cu o talie de invidiat, chiar aproape de limita anorexiei, ceea ce nu prea este corect din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că, cum spuneam, cred că nici poate nici să fim exact cum sunt acele femei din culturile orientale, stilul ăla de femeie, dar deci să fie undeva la mijloc. Eu zic, moderația este... O normalitate, până la urmă, nu o extremă. Deci da. Nici talea 60, care este imposibil. Care este imposibil. După ce naști un copil, după, sigur. Și dacă nu ai structura osoasă, sigur. De la natură, de la Dumnezeu lăsată, n-ai cum. N-ai cum să atingi acel target. Dar nici poate cum sunt acele statuete, cum... Rubeșcene, da, să zicem, exact. Da? Deci să fim undeva la mijloc, da? Pentru că... Cum spun de multe ori și le spun și celor care încalcă pragul cabinetului, nu cred că asta este important, să ajungem la un anumit target, să ne simțim noi bine în propriul corp. Da? Asta este toată ideea, să ne simțim bine în propriul corp, din punct de vedere energetic, să avem energia necesară pentru a ne duce la îndeplinire toate activitățile zilnice, să dormim mai bine, să pur și simplu să fim într-o stare de bine. Asta este important. Da, și aici intervine întrebarea, dar cum ajungem să ne simțim noi bine? Că asta e idealul, adică deja o problemă existențială, să te simți bine cu tine. Da, aici este într-adevăr întrebarea cheie
Și aici, în momentul în care, cel puțin persoanele care îmi vin și mă întreabă, domnule, cum reușim noi să ne simțim bine? Contează foarte mult și felul în care alimentația joacă un rol în acest sens. Și îți spun asta pentru că o mare categorie de persoane, după ce o lună de zile țin un plan mai corect, adică mult mai corect față de ce consumau ei din punct de vedere alimentar, chiar și modul în care noi percepem lucrurile, modul în care gândim se schimbă. Alimentele influențează și modul în care gândim. Când nu avem atât de mulți hormoni de stres în creierul nostru, când nu ne invadează atât de tare hormonii de stres și gândirea noastră este altfel. Percepem altfel lumea, gândim altfel, pentru că nu suntem doar ceea ce mâncăm, gândim, da? Un fel în care, deci un anumit produs alimentar ne poate influența și modul în care percepem lumea, în care gândim. Sunt o grămadă de oameni care, repet, mi-au călcat pragul, au văzut acest lucru și mi-au spus, da, domnule, într-adevăr, parcă sunt altfel. Și asta o să fac o corelație și cu cei care sunt călugări sau cei care trăiesc pustnici și așa mai departe. Ai văzut starea lor de bine. Pleacă din interior și asta în mare parte se trage și de la alimentație, nu doar regimul de viață militaresc pe care l-au, chiar și alimentația lor monahală îi ajută să fie într-un anumit fel echilibrați din punct de vedere emoțional. Dar ei mănâncă mai puțin decât ni se par de nouă, da, ca da. Porție, cantitativ vorbind, deși poate acolo e normalitatea, da. Și mănâncă foarte mult hrană vie. Hrană vie, exact. Despre care am să te rog să povestești puțin. Că noi auzim așa și ni se pare metafizic, hrană vie. Da. Ce presupune hrană vie? Nu e nicio metafizică, e chiar cât se poate, eu nu știu, e ușor de explicat. Noi mâncăm foarte multe produse devitalizate. Calorii moarte, ca să zic așa. Hai să ne gândim, de exemplu, ce mănâncă un om într-o zi. Mănâncă o grămadă de carbohidrați, mănâncă carne care... Carbohidrați, dă-mi, te rog, exemplu, pâine. Carbohidrați, pâine. Biscuiți, covrigi. Covrigi, înghețată, nu știu, dulciuri, napolitane, biscuiți, cereale, o grămadă de astfel de produse. Așa. Nu înseamnă că nu trebuie să le mâncăm. Da, exact. Dar, în mare parte, eu spun cam ce mănâncă un om. Apoi, mănâncă carne, care este, în mare parte, tot țesut mort, pentru că asta este în definitiv. Și consumând aceste produse, practic noi în fiecare zi introducem hrană devitalizată, adică fără viață în ea. În momentul în care optăm pentru o alimentație vie, cu hrană vie, aici ce înseamnă? Înseamnă cât mai multe produse vegetale vii, da? Fructe, legume vii. Mai ales acum e și poate mai greu puțin iarna de consumat hrană vie, dar chiar și atunci se poate, o să explic și cum, dar vara, primăvara, chiar și toamna, se poate consuma această hrană vie și trebuie să fie într-o concentrație de nutrienți extrem, extrem de mare. Produsele din seră, mare majoritate dintre ele, nu conțin atât de multe principii active cum conțin cele care sunt cultivate pe un teren fertil. De aceea, dacă consumăm aceste produse, de exemplu, consumăm salatele din seară, este bine să consumăm chiar în cantitate mai mare pentru a aduce mai mulți nutrienți decât am consumat aceeași salată provenită dintr-o grădină. Așa. Deci da. Tu spui așa, hrana vie înseamnă legume, fructe. Legume, fructe, da. În starea lor proaspătă. În starea lor proaspătă. Da, da. Așa, cât mai mult posibil. Cât mai mult, da. Bine, cartoful... Cartoful, da, cartoful este un produs... Este viu, cartoful, tuberculul, da, de cartof. Dar îl fierbem. Îl fierbem, dar chiar dacă îl fierbem, aici e o discuție foarte importantă. Consumându-l, oricum, este mult mai bine decât să consumăm pâinea care a trecut printr-un lanț întreg de procesări industriale. Deci, oricum, este mult mai bun cartoful ăla. O legumă pe care o preparăm noi decât, da, ceva, da, da, așa. Da. Și tu spui că, pentru că era la un moment dat discuția, produsele din din solarii sunt pline de pesticid, insecticid. Uh-huh. Trecem în partea cealaltă. Ok, consumăm hrană vie, dar ne ferim de celălalt pericol. Cum să facem? Să ne strecurăm așa încât să fie bine? Mai degrabă consumăm acele produse, chiar dacă ele conțin, evident. Acum, dacă vrem să fim safe din punctul ăsta de vedere, ar trebui să ne ducem, nu știu, într-un vârf de munte, să mâncăm doar afine și zmeură, ce găsim pe acolo, și ghinde. Și renunțăm noi la stresul, deci, cotidian. Nu putem, deci clar, deci asta nu s-o putem face, evident. Dar atunci ce facem? Vom introduce aceste produse așa cum sunt ele. Clar că unele dintre ele vor conține insecticide, pesticide, fungicide, cu ce sunt ele tratate, dar
Noi, totuși, în corpul nostru, natura ne-a înzestrat și cu o capacitate de detoxifiere. Deci corpul nostru se poate detoxifia singur. Acum ai văzut că sunt o grămadă de programe, de detox și nu știu ce, dar acest proces este cumva prost înțeles de către majoritatea oamenilor. Corpul nostru se poate detoxifia singur, el are mecanismele sale dacă îi oferim ceea ce trebuie. Deci asta e toată ideea. Să-i oferim mineralele, vitaminele, nutrienții compuși biologic activ, ca el să se poată detoxifia singur. Da? Introducând aceste produse, cruditățile. Așa. Da. Consumând sucuri, smoothie-uri. Eu mai degrabă aș prefera smoothie-urile. De ce? Pentru că nu înlăturăm fibra din smoothie. Când facem un suc de fructe, înlăturăm fibra. Ceea ce este foarte... Nu neapărat rău, dar este mai bine să-l consumăm sub formă de smoothie, că avem și acea fibră care este benefică pentru colon. Apoi, cât mai multe fructe, legume în starea lor proaspătă, cât mai salate, na, le putem face. De ce? Pentru că ele ne oferă acei nutrienți care ajută corpul să se detoxifieze. Adică chiar dacă ele conțin niște pesticide, insecticide și așa mai departe, nu sunt chiar așa o problemă de mare, pentru că corpul se poate debarasa ușor de ele. Corpul nostru este foarte inteligent. Dar dacă noi în fiecare zi introducem hrană foarte, foarte procesată și foarte puține produse, eu mă uit ce mănâncă oamenii care vin mie la cabinet, câteodată mă mir cum de nu v-ați îmbolnăvit până acum. Atât de proastă este alimentația pe care o au, din păcate, acești oameni. Toată hrana este devitalizată. 80% din ea, poate. Mai mănâncă un măr dacă nu-și aduce ea la minte. Și în momentul în care vede că, după o lună de zile, introduce în alimentația lui măcar jumate, din 50% din alimentație să fie bazată pe fructe și legume în starea lor proaspătă, și semințe și fructe uscate, că nu mă refer doar la, o să spună, dar nu mănânc numai salată, că nu pot, sau nu mănânc numai fructe. Exact. Nu-i neapărat, sunt soluții. Și când văd după o lună de zile diferența, îmi spun, domnule, dar câtă energie pot să am? Adică eu mă trezesc mult mai capabil de muncă, de activitate. Cam după câte zile? După o lună. După o lună. Dar așa, chiar și două săptămâni. Prima schimbare după un regim, când schimbi cumva radical, de la, nu știu, mici covrigi și o bere și o prăjitură și începi de luni cu regimul pe care tu îl recomanzi, cam cât, eu cel puțin cred că după 3-4 zile deja simți schimbări. Evident că se simt niște schimbări, dar și tranzitul, absolut tot într-o lună se simte foarte, foarte bine. Într-o lună ești alt om. Într-o lună. Deci, cum ai spus și tu, și în câteva zile începi să simți niște... Dar într-o lună și pielea. Deci erau, de exemplu, o doamnă la un moment dat venise, ea n-avea probleme de greutate, arăta destul de ok din punct de vedere a siluetei, dar a zis, domnule, eu am puțină probleme cu pielea, am celulită și așa mai departe. Practic toată inflamația este și celulita. Și a început planul. După o lună de zile s-au văzut modificări destul de bune în ceea ce înseamnă textura pielei, dar în două luni de zile pielea ei practic aproape că e dispăruse acea celulită care era estetică. Și a spus, cum e posibil doar în alimentație, că ea n-a mai făcut altceva. Adică, n-a făcut sport, n-a făcut masaj sau ce se recomandă, simplu, că e o întreagă industrie, dar care nu are efect de profund din exterior. Totul pleacă din interior. Dacă mai adaugi activitatea fizică, dacă mai adaugi și puțin masaj de drenaj, deci lucrurile se îmbunătățesc extraordinar, dar totul pleacă din interior. Deci alimentația este, cum spunea și Hipocrate, nu? Alimentul să vă fie medicament. Deci el știa de acum 2500 de ani, păcat că noi am uitat acum. Poți să-mi dai așa, nu are un exemplu cum ar fi bine, nu ar trebui, evit cu ar trebui, să fie o masă, cele trei mese într-o zi a unui adult. Apropo de, da, mănânc numai buruieni sau numai legume. Asta în mare, cam ce ar fi la micul dejun, așa, prânz și cină. Păi, deci gândește-te că trecem de la acel individ sau individă, ca să spun și la feminin și la masculin, care pleacă de la mici fast food dulciuri și gata. Începe un regim sănătos. Corect, da. Păi, la micul dejun, acum depinde și de preferințe. Eu o să zic câteva modele, ca să zic așa. Fiecare, până la urmă, depinde și de gusturile fiecăruia. Sigur. Cerealele. Cu clienții tăi stai de vorbă, analizezi. Acum spunem așa, în general. Așa. O combinație foarte bună și o să explic și de ce. Între cerealele integrale, dar nu astea pline de zaharuri, să fie cereale integrale fără zahăr și alți aditivi în ele, că adică le găsești în comerț. Din ala expandat sau... Exact. Așa. În care putem adăuga câteva fructe de pădure. Aici putem găsi
o grămadă de sortimente de fructe sunt peste tot, mai ales acum le găsim și la le găsim și în piață. Și chefir sau iaurt, de ce? Pentru că avem o combinație extraordinar de bună din punct de vedere nutrițional. Avem prebioticele și probioticele. Probioticele sunt chefirurile, iaurturile, pentru că conțin aceste bacterii, lactobacile, care sunt importanți pentru flora noastră colonică, ajută la sănătatea colonului. Și prebioticele sunt fibrele din acele cereale. Ce sunt prebioticele? Prebioticele sunt hrana acestor bacterii, tocmai. Deci, ele se hrănesc cu... Le și aduci, da. Le și conservi, ca le să pui împreună. Pui, practic, bacteriile cu hrana lor împreună. Deci asta ajută foarte mult la sănătatea colonului, ajută și la imunitate chiar, acest mic tip de mic dejun, ca să zic așa. Deci este un mic dejun foarte sățios, pentru că avem acolo fibră, avem iaurtul și avem și mineralele și vitaminele care se găsesc în acele fructe. Se spune că sunt afine, care sunt bogate în vitamina A. Sau, nu știu, zmeură, sau depinde, căpșuni, depinde de gusturile fiecăruia. Sau putem face un mix, mai multe tipuri de fructe. Asta e un exemplu de mic dejun foarte, foarte ok. Dar sunt și alte variante. Putem, de exemplu, un ou cu avocado pe o felie de pâine integrală. Putem să o și pune la toaster, chiar e indicat. Și iarăși am făcut un mic dejun foarte, foarte hrănitor, sățios, bun la gust, toată lumea. Deci nu cred că am avut vreo persoană care să zică, domnule, nu este bun acest mic dejun. Majoritatea zic, da, wow, într-adevăr, chiar, de ce n-am descoperit până acum această combinație? Da. Noi, pentru noi, micul dejun, mai ales în cultura noastră românească, este două ochiuri, o șuncă, o brânză, legume, pâine, și un suc. Deja branci, din punctul meu de vedere. Da, de cum se hrănește o sat de... Da, da. Un sac mai sărat, nu vreau să dau acum o naționalitate. Hrănești foarte mulți oameni în altă zona lumii, doar cu un mic dejun românesc. Exact. Okay. Și hipercaloric, sunt foarte multe... Deci, când facem o alegere alimentară, este bine să nu combinăm mai multe tipuri de proteine animale la aceeași masă. Adică? Cum ai spus? Deci dacă pui ou, nu pui carne. Dacă pui ou, nu mai pui brânză. Exact. Deci din astea trei, brânză, carne, ou, Să alegem una. Okay. Da. Asta este cea mai... Pentru că... De ce nu este bine? Pentru că facem o combinație greu de digerat. Așa. Nu că nu este bine. Acum, nu se recomandă din cauza faptului, repet, este o combinație mai greu de digerat. Și ia mult timp să se digere. Și de asta se vede că după un mic dejun, te știai trezit, așa, cu elan îți pregătești micul dejun că ești înfometat și ți-e somn după micul dejun. Somn, da. Că deja ficatul e obosit, că are de lucru. Stomacul în principiu. Stomacul, el se ocupă cu digestia proteinelor, stomacul. Și bineînțeles, simțim și aici ca un petroi, domnule, parcă am mâncat cam mult. De exemplu, nu vezi când faci, de exemplu, combinații de acestea, o să-ți dau, eu am o problemă foarte mare dintre ciorbe cu ciorba de perișoare, de exemplu. Și o să-ți spun și de ce. Ai problemă cu ea? Am o mare problemă cu ea. Mi-am hrănit copilul de acolo. De ce? Pentru că acolo avem carne, nu? Carne așa. Tocată, așa. Da. Mai avem ouă ca să legăm. Da. Așa. Avem amidonoase. Orezul, da. Exact. Și mai avem și smântâna, care iarăși... Așa, da. A, că se pune și orez și pe smet, ca să se lege. Ca să se lege, nu de alta. Da. Și vedem când facem această combinație, nu obținem decât un produs cu o capacitate de digerare foarte, foarte îngreunată. Deci corpul nostru are nevoie de foarte multă energie și ne cade ca un pietroi, mai ales dacă mai mâncăm după aia și o friptură. E cam complicat de digerat. Stomacul nostru se chine din greu să digere noi ce am mâncat. Și atunci consumă foarte multă energie în acest proces. Și câteodată nu ne furnizează atât de multă energie cât probabil consumă în procesele digestive. Deci aici este cea mai mare greșeală care se face. Combinațiile. Da, de asta ne plângem noi de oboseală. Unul dintre motive, da, exact. Da, e cea. Oricum mi-ai distrus un mit. Adică eram și eu gospodină pentru ficiorul meu, că îi plăcea acea supă de perișoare. Acum trebuie să înlocuiesc cu o supă sau cu ciorbă sau cu ce? Păi, trebuie să mă ajut să văd cu ce o înlocuiesc acum. Când vine vorba de ciorbe, de supe, de ciorbe, mă rog, combinații foarte bune sunt carne de pui cu legume. De exemplu, asta merge foarte bine, o supă de pui cu legume. Da? Deci nu mai construim acele bile, plus că mai este o problemă cu carnea tocată. Carnea tocată, datorită faptului că este, sau din cauza faptului că este tocată, intră în contact cu o suprafață mult mai mare cu oxigenul și oxidează mult mai repede decât carnea care este în textura ei originală, cum ar veni. Da, are un înveliș. Are un înveliș, exact. Și atunci, când o tocăm, practic,
o mare parte din ea intră în contact, cum spuneam, cu oxigenul și se oxidează foarte repede, pe o suprafață mult mai mare. Și aia nu prea este sănătoasă mai deloc. Deci, ai văzut și dacă ai văzut și se învinețește foarte repede carnea tocată. Da, da, da. Asta înseamnă că e oxidată. Am ajuns la prânz. Deci o supă de pui sau o ciorbă de legume sau e ce mai recomanzi? Da, e foarte, foarte bună o ciorbă de pui cu legume. Deci o combinație foarte bună. O supă cremă de mazăre, o supă de linte, care se poate mânca cu crutoane, cu pâine integrală. Și acolo punem și puțin unt și puțină smântână? Unt, putem pune puțin unt. De exemplu, la aia de mazăre merge, pentru că grăsimea, vedeți, aici e un mit, multă lume merge pe ideea că, domnule, vai, dacă sunt gras și mănânc gras și mănânc unt, nu e așa. Mai degrabă îngrașă carbohidrații rafinați și adică, zahărul decât grăsimea. Da, făina și zahărul decât grăsimea. E mult mai sănătos și mult mai indicat la o persoană chiar care are probleme de greutate, o feliuță de unt, să știi că nu face absolut nimica. Dacă o pun, de exemplu, dimineața, într-un context, într-un regim echilibrat, variat, acea feliuță de unt, chiar și, poate sună așa, nu știu, ca o blasfemie, dar slănina de porc. Asta vreau să zic. Este chiar ok pentru tras la tegaie față de ulei, exemplu. Așa că este un meniu de divă, așa spun eu în cercul meu, slănină, ceapă și pâine. Da. Deci rămâne doar slănina cu ceapa, pâine nu. Dar slănina nu-i carne. Bun, ajungem separat. Da. Bun, rămânem la prânz. Deci ciorbițele și supele creme. Așa. Și felul 2? Deci, la felul 2. La felul 2 am putea un piept de pui la grătar, tot cu legume la grătar sau cu o salată. E o combinație foarte, foarte bună. Un pește, tot la grătar sau la cuptor, tot cu o salată. Iarăși, o combinație foarte bună. Un humus, un falafel, tot cu o salată. Iarăși, o salată de tabule, ca să dau și din orient câteva idei. Salata de tabule sau salata tabule, ca să nu greșesc, nu știu care e așa. Acum, are foarte mult pătrunjel și roșie. Are foarte mult pătrunjel și roșie. Conține licopen. Licopenul, roșia conține licopen, care este bun pentru problemele cardiovasculare și pătrunjelul conține foarte multă vitamina C. Deci, la fel. E bine să împrumutăm din alte bucătării, mai ales că are așa un efect. Sigur că da. Deci, plus că mai conține și rodie. Se pune și rodie. Da. Ok. Eu știam doar ciorba de perișoare, scuză-mă, restul să-mi schimb acum, glumesc. Bine, nu sunt așa o mare bucătăreasă, așa că îmi plac salatele tale care le recomand. Desert la prânz? Desert. Uite, o să-ți spun un desert foarte interesant, putem face o înghețată și o înghețată foarte simplă, acum că e și cald și așa. Folosim iaurt grecesc pentru că conține mai multă grăsime, căpșuni, așa, și puțin miere sau sirop de arțar. Și punem blendăm. Punem la rece, în congelator și scoatem atât de bună. Nu folosim smântâna pentru că, repet, bine, deși și aici e un mit, o să-ți spun, pentru că grăsimea, toată lumea acum, domnule, să scoatem grăsimea din brânzeturi, că nu-i bună, că nu știu ce. Gras, că nu e chiar așa, pentru că s-a văzut, sunt studii care arată că acea grăsime nu este atât de periculoasă și atât de, nu știu, problematică din punct de vedere a surplusului de kilograme. Nu e așa. Mai degrabă, repet, mama problemelor sunt carbohidrații rafinați și zahărul. Putem consuma chiar și o smântână puțin mai grasă. Nu este nicio problemă. La unt chiar recomand un unt mai gras. Da? De ce? Pentru că celălalt nici nu prea este calitativ. Plus că din unt se poate obține untul clarificat. Adică îl topim și obținem untul clarificat sau untul ghee. Cum fac, de exemplu, cei din India. Ei obțin acel unt ghee care îl folosesc la tras la tigaie. Deci luăm untul acesta, untul obișnuit pe care îl știm cu toții, peste 80%, îl punem la topit, tot excesul de apă nu se evaporă și după aia se filtrează printr-un tifon foarte, foarte des și obținem un unt de culoare gălbuie, cum e grăsimea de găină. Ăla este untul clarificat sau untul ghee. Îl punem la răcit și îl punem la frigider, la așa, și după aia îl folosim la tras la tigaie legume. Probabil mai... E mult mai bun din punct de vedere, pentru că are punctul de fum foarte, foarte ridicat. Ăsta, uleiul de floarea soarelui, are o mare problemă din punct de vedere a punctului de fum scăzut odată, mai ales ăsta rafinat. Și raportul omega-3-omega-6 este dezechilibrat foarte tare, este pro-inflamator. A, bun, am învățat așa de multe lucruri, trebuie să mi le notez. Am să mă uit peste emisiune de 2-3 ori ca să rețin în bagajul meu culinar. Și atunci, apropo de unt, uleiuri, ulei de măsline, ulei de floarea soarelui?
E o diferență sau doar de preț și ne păcălim noi? Uleiul de măsline este foarte bun, evident. Nu degeaba cei din Sicilia, din zona mediteraneană, și este bun în principal din cauza faptului că conține acest acid oleic, care este antiinflamator și așa mai departe. Uleiul de floarea soarelui, cum spuneam, este un ulei proinflamator din cauza dezechilibrului între omega 3 și 6. Preferat pentru gătit, am și un articol pe site-ul meu, cele mai bune uleiuri pentru gătit, așa, uleiul de arahide, are un punct de fum foarte ridicat, uleiul de cocos, grăsimea, cum spuneam. Păi și cum facem noi știțelele și pârjoalele românești în ulei de cocos? Mai degrabă îl facem cu grăsime de porc. Sau la cuptor. Sau la cuptor. A, grăsime de porc? Serios? Nu spuneam, mai sănătos? Că vorbeai de combinație dintre, că spuneai că slănina și cu pâine, așa, nu? Așa, da. Păi, deci slănina nu-i mușchi, deci practic nu-i, mă refer la proteină, deci carnea, da, carne, mușchiul e proteină, dar slănina e grăsime. Deci, de exemplu, mă uit la aici exemplu celor din Ardeal. Așa. Ei mănâncă, nu? Exact. Așa, și totuși n-au probleme, deci bine, ei fac și efort. E altă, asta da. E una dintre motivele pentru care nu se îngrașă, dar care e diferența? Carbohidrații, cum spuneam, exact ca benzina care o arunci pe foc și creează explozia aia, forță foarte puternică pe o perioadă foarte scurtă de timp, iar grăsimea este de enduranță, adică dacă mănânci slană, ai enduranță foarte mult timp. Cum dau ei la coasă, o zi întreagă consumă chiar și 6.000 și chiar și 7.000 probabil de calorii și grăsimea aia cu pâine, și cu ceapă și cu, nu știu, eventual o bucată de brânză. Mm. Și roșie. Și roșie. Dar eu nu dau la coase. Câte felii de slănină am voie să mănânc? Păi iarna, vara nu prea e recomandat slănină pentru că nu are rost din punctul meu de vedere, dar iarna poți consuma. Deci mai degrabă consumi slănină decât carbohidrați. Deci o bucățică de slănină cu puțină ceapă și cu puțină pâine integrală, e mult nu mai văd sănătos de ce rău. Decât deloc, da, da. Orice altceva. Sigur că da. Bun. Asta a fost la prânz. Și la cină? Mai mâncăm la cină? Păi, acum, dacă mergem pe varianta asta cu 3 mese pe zi, mâncăm, dar acum sunt și variantele cu postul intermitent, cred că știi. Dar ce părere ai despre postul intermitent? Este bun. Este bun, testat, da? Eu l-am testat și pe mine, l-am testat și pe oamenii cu care lucrez, pe clienții cu care lucrez, pentru că mulți îmi spun, domnule, nu poți să-mi pui tu mie la micul dejun așa orice, eu nu mănânc, pentru că nu sunt obișnuit să mănânc micul dejun. Că, nu știu, ne trezim, bem o cafea și am fugit. Da, am tabietul ăsta să nu mănânc la micul dejun. Mănânc consistent la prânz și seara la cină. Și atunci mergem pe varianta postului intermitent. Sunt și studii, adică eu vorbesc din experiență, dar din studiile care sunt publicate. Într-adevăr, ce se întâmplă de fapt în postul intermitent, ca lumea să înțeleagă cât de cât fiziologic procesul. În momentul în care noi nu mâncăm, nivelul insulinei scade, pentru că la fiecare masă crește nivelul insulinei. Mai mult la carbohidrați, mai puțin la proteine și la grăsimi. Când facem o pauză alimentară, adică eu cel mai mult recomand varianta 8-16, postul ăsta intermitent 8-16. Adică 8 ore mâncăm. 8 ore intervalul ăsta mâncăm. De la 12, hai să zicem, nu luăm micul dejun. Da. De la 12 la 20 sau de la 10 la 18. Exact, exact. Așa. În fereastra asta introducem toate alimentele și este foarte important ca în celelalte ore să nu consumăm mai nimic. Putem consuma un ceai, o cafea, dar neîndulcită ca să nu ridicăm nivelul insulinei. De ce e bine? Pentru că insulina este un hormon anabolizant care ce face? Are rolul de a ține grăsimea în corp. Asta face. Eu explic așa ca să înțeleagă lumea. Perfect, deci pur și simplu ține... Eu sunt prima. Că... Da. Exact. De asta te-am invitat astăzi. Tocmai ca să ne luminezi. Așa. Deci, cu cât mâncăm mai... cu cât mâncăm mai des, cu atât vom face vârfuri ale insulinei. Va crește nivelul insulinei. Și atunci vom ține grăsimea în corp. Pentru că asta face. Insulina vrea ca glicemia să scadă și unde bagă surplusul ăla de glucoză? Îl bagă în țesutul adipos, pentru că asta este scopul ei. Deci pur și simplu ne vrea graș, ca să zic așa, să înțeleagă lumea. Asta așa, face. Ca da. Să nu avem o glicemie ridicată, ea transformă excesul de glucoză, îl transformă și îl introduce în prima dată în glicogen și după aia în țesutul gras. Asta ce înseamnă? Că atâta vreme cât vom avea insulina la un nivel ridicat, ce se va întâmpla? Corpul va ține grăsimea în țesuturi, în depozite. Și nu vom avea acces la ea. În momentul în care scade insulina, cum spuneam, nu mâncăm 16 ore, scăzând nivelul insulinei, corpul va avea acces și va începe lipaza, o enzimă care
arde acele grăsimi, va începe să arde din depozitul de grăsimi. Pentru că are nevoie să consume. Să consume, da. Și trece la depozit. Nu trece mai la depozit. Sigur, noile achiziții, ci trece la cea depozitată. Da, așa. Da. Deci are sens, nu? Da, adică, da. În momentul în care nu mâncăm, deci în alea 16 ore, ne mai consumăm nimic, corpul începe să folosească depozit și vom slăbi. Dar asta nu înseamnă că în alea 8 ore putem mânca orice produs. Pentru că aici face lumea greșelile cele mai mari. Ei în perioada aia de 8 ore, ce spun, păi ținem post intermitent și mâncăm, nu contează ce. Nu e chiar așa, pentru că noi în astea 8 ore ar trebui să mâncăm corect, asta e ideea, exact. Corect. Doar că facem fereastra asta de 8 ore, asta nu înseamnă că ne dă voie să mâncăm orice produs cum vrem noi la discreție. Să mâncăm, să spunem că mâncăm, nu știu, carbohidrați rafinați, mâncăm grăsimi saturate, mâncăm grăsimi trans, nu știu, ce vrem noi. Nu merge așa. Și chiar funcționează foarte, foarte bine. Eu, repet, am experiența cu oamenii, cu clienții mei. Da. Cum se întâmplă că unii oameni țin regim și slăbesc și alți oameni țin regim și nu slăbesc? Sau cel puțin nu văd rezultatele atât de rapid că și-ar dori sau în termenii de timp în care și-ar dori. Da. Da, asta e o problemă foarte, foarte interesantă și cred că și asta are niște origini, ca să zic așa, preistorice. Omul ancestral, știm prea bine, culegător, vânător, nu avea acces la hrană cum avem noi. Deci el, practic, când prindea prada sau când găsea ceva de mâncat, mânca cât mai mult, cât apuca de mult, ca să-și creeze rezerve, să-și facă aceste rezerve exact. De care avea el nevoie în momentul în care, spunem, erau 3-4 zile, poate nu mai mânca nimic după aia. Deci, practic, noi avem genetic chestia asta. Acum noi avem mașina, ne ducem la supermarket, nu mai este problema. Avem acces imediat la hrană. Da, da, da. Dar ancestral, genetic, noi... Exact. Asta e. Chiar zilele trecute am citit o carte din Groenlanda în care spuneau că oamenii se temeau mai mult de foame decât de moarte. Asta ca, apropo de ancestral. Da, așa este, așa este. Și noi... a rămas frica asta, probabil, undeva. Și a rămas. Subconștientul colectiv. Câtă dreptate poți să ai, pentru că atunci când a fost perioada pandemică și nu erau resurse de făină sau nu mai știu ce, ai văzut... Drojdie, făină și drojdie. Făină și drojdie. Și tocmai ce... Na, adică făină albă. Măcar da, când m-am dus, de multe ori m-am dus pe rafturi și aia integrală nu, nu prea se ghesea lumea să ia. Dar făina albă era prima care era cumpărată. Deci, da, într-adevăr, noi dorim să facem depozite, pentru că e o chestie ancestrală. Deci, așa e genetica noastră care s-a menținut. E o chestie atavică, ca să zic așa. E bine, noi acum avem acces, cum spuneam, și facem ceea ce facem. Consumăm mult, mult mai mult decât ardem, mult mai mult decât folosim în activitățile noastre de zi cu zi. Asta se numește metabolismul de travaliu. Deci avem metabolismul bazal, adică cât folosește corpul nostru să funcționeze la parametri normali, biologici, și metabolismul de travaliu, adică toată activitatea pe care o facem noi, fizică sau intelectuală. Adică eu oricum consum, chiar și sunt pe scaun, consum 100, 200, 300, 500 de calorii pe zi? Mai mult chiar. Depinde, mult. Asta se calculează în funcție, deci momentul în care... Trebuie făcută, practic, o analiză corporală și niște măsurători antropometrice. Aha, deci consumă în medie, așa, un 500 de calorii. Mai mult chiar, 1000 și ceva. 1000 și ceva. Da, da, asta da. La o doamnă, că la un domn probabil mai mult. Chiar mai mult. Depinde de greutatea corporală, din înălțime, de vârstă, sunt mulți factori. Așa, da. Consum în jur de 1000 și ceva și dacă mai fac sport sau merg sau metabolism de travaliu. Da. Așa. Adică tot ce înseamnă activitate. Activitatea intelectuală consumă mai puțin, activitatea fizică, depinde de activitatea fizică pe care o facem. Nu știu, 20 de minute de alergat, cam așa, eu știu, la 100 ceva de calorii. Deci, da, uite, hai să vezi un lucru foarte interesant, pentru că noi ca să facem, să pierdem un kilogram de grăsime, da, un kilogram, avem nevoie de un deficit caloric de 7000 de kilocalorii. A? Deci, la un kilogram, dacă vrem să pierdem un kilogram din masa noastră corporală, ne trebuie un deficit, adică o pierdere de 7000 de kilogram. Trebuie să facem un deficit undeva de 7000. Adică să nu mănânc. Hai să spun ce înseamnă asta. Așa, te rog. Păi într-o săptămână ar însemna în fiecare zi să scădem cu 1000, să scadem cu 1000 de kilocalorii ceea ce mâncăm noi. Deci, ceea ce este aproape, de-aia așa de greu de slăbit, așa de ușor de pus, da? Sau să mărim activitatea fizică. Sau să mărim, exact. Uh-huh. Și o să vorbim imediat acum un lucru foarte interesant, pentru că mult mai bine merg, sunt studii, și asta le spun și la oamenii, la clienții cu care lucrez, mult mai bine merg când sunt mână în mână, adică activitatea
fizică, și, deci nu doar dieta, nu doar activitate, pentru că mulți spun, da, omule, eu sunt sportiv, fac sport, nu contează, oricum ar tot. Nu chiar așa. Adică mult mai bine merge, mult mai bine slăbești când le faci pe ambele. Deci nu ajunge doar să micșorezi cantitatea și farfuria să fie sănătoasă. Există un efect. Există, dar, există categoric. Dar ca bucuria este... să vină mai repede, sigur, e nevoie și de planul celălalt. Sigur, sigur. Ok, revenim. Bogdan, mai avem 10 minute, dar am să și mai am multe întrebări existențiale și pentru mine și pentru telespectatoare mai ales. Așa că am să te rog, dacă accept, să cât mai repede ne oferă ocazia și timp, să mai facem o emisiune, da? Sigur, bun, cea mai mare plăcere. Da. Am rezolvat asta. Revenim la întrebarea de ce unii slăbesc și unii nu slăbesc. Păi aici e problema. Aici e problema cea mai mare, repet, de la faptul, raportul dintre consum și, deci cantitatea de alimente consumate și activitatea fizică, nivelul de activitate fizică. Așa, deci trebuie să facă mai mult mișcare. Atunci când cineva care încearcă să țină un regim, observă că nu slăbește și zice nu mai mă uit la mâncare și mă îngraș, așa, înseamnă că nu se mișcă destul? Asta ar fi primul... Da, deci asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă, pentru că mulți oameni consideră că dacă facem, ținem un plan, el ajută într-adevăr și funcționează destul de bine. Bine, în limita unului simți că o slăbire normală, repet, undeva la un kilogram pe săptămână, nu. Așa, nu merge. Apropo de mituri, nu. Cum? Adică eu dacă am petrecere sâmbătă de luni, nu pot să slăbesc 5 kg până sâmbătă? Nu merge chiar așa, adică... Auci! Din păcate, lucrurile... Pentru că, hai să ne gândim puțin, e o chestie de logică. Câți ani a trebuit ca să ajungi la o anumită greutate? Nu poți într-o dată să pierzi acea greutate așa. Glumind, bineînțeles, te contrazic. Nu mai mănânc o ciocolată și deja am pus 2 kg uneori. Hai să-ți mai zic un lucru. Iarăși, sunt date confirmate științific. Undeva la un surplus de 50-60 de kilocalorii în fiecare zi, într-un an se traduce la 2,5 sau chiar mai mult, 3 kg. Aha. Deci doar atâta, doar o linguriță, două în plus de mâncare dacă mănânci, ia ca într-un an de zile ce înseamnă. Deci dacă faci asta constant zi de zi. Da, deci. Ok. Cam așa stau lucrurile. Deci, lăsând la... Bine, că eu repet, nutriția nu e matematică. Eu suntem încerc... unici, fiecare da, corp. Da, sigur, sigur. Dar în special aici vreau să ajung că e foarte, foarte ușor să iei în greutate, e foarte greu să pierzi, dar cel mai greu este să menții. Și aici, de fapt, sunt foarte, foarte multe mecanisme și nu doar biologice, sunt și psihologice. Despre asta am să te rog să rămână, că e un subiect amplu. Am spus la început despre relația emoțională cu mâncarea, despre convingerile noastre limitative și despre modelul. Am vorbit puțin astăzi despre modul în care alegem alimentele și cum, care sunt preferințele noastre. Știi ce vreau pe final, cât mai avem timp, ca să rămână așa o recomandare sănătoasă? Cum să bem apă? Că nici asta nu știm. Cât? Cum? Un pahar dintr-o dată? Pe sorbituri? Te rog, dă-ne un sfat cât mai... O să tot așa o să merg pe... Bun și profesionist. Pe recomandările unor... Eu, din punctul meu de vedere, cred că cea mai mare înțelepciune o găsim tot în culturile orientale. Și aici o să zic exact cam ce făceau ayurvedici legat de... Și spuneau ei un lucru foarte interesant. Alimentele trebuie băute și apa trebuie mâncată. Dacă cineva aude prima dată chestia asta, spune, băi, asta e o prostie, sună, nu știu, hilar. Da, de neînțeles, exact. Dar nu e adevărat. Ce înseamnă asta? O tot traduc acum. Alimentele trebuie băute, adică trebuie mestecate atât de bine până devin fluide, ca ce se întâmplă? În felul ăsta, ele sunt foarte bine digerate, pentru că prima dată digestea e în cavitatea bucală, în special digestea amidonoaselor, pâinea, nu știu, cartoful și așa mai departe. Când ajung în tractul digestiv nu mai are atât de multă muncă de făcut pentru digestia lor. Deci, asta e cu alimentele. Apa, adică să mestecăm mult, să nu înghițim pe nemestecate. Niciodată. Plus de asta că și sațietatea vine mai rapid. Dacă mesteci mai mult. De fapt, am văzut și avem modele în jurul nostru și exemple, oameni destul de slăbuți, care mănâncă mult și te gândești cum. Da. Dar el se așează la masă la ora 1 și termină la 1:30. Eu, noi, ceilalți care mănâncă într-un sfert de oră, au terminat 30 de feluri. Da, da, da. Deci, încă un exemplu pozitiv. Pozitiv. Mestecat. Mestecat. Prima dată puteți începe cu un test. Asta mă refer așa la cei care ne ascultă. Numărăm de 30 de ori mestecat. Ok. Chiar și la supi ciorbe, acolo de vreo 15 ori putem număra.
mestecătorile. A, ținem suba, ok. Nu, mestecăm, chiar dacă pare, se spune că e o ciorbă din asta, mai mult lichidă. Are ceva, da, tot da, are da, niște da. Soli, bucăți solide. Și atunci, 15 de 15 ori e suficient. Dar la o mâncare mai solidă, okay. O să vedeți după 20 de ori. 30 și 15. Da, după 30, după 20 de ori, deja mulți o să zică, domnule, deja m-am plictisit de mestecat. Și m-am săturat de mâncat. Da, și te saturi mult mai repede, mult mai repede. Și la apă, apropo că m-ai întrebat de apă, cum recomandă apa. Apa, în momentul noi când practic ne este sete, înseamnă că corpul nostru este într-un proces de deshidratare, hipotalamus, adică o componentă a creierului nostru, ca să zic așa, să înțeleagă lumea, ne semnalează, domnule, a intrat un pic în modul de avarie, încearcă să consumi niște lichid pentru că nu e ok. Dar noi nu trebuie să bem apă doar când ne este sete, este foarte important. Noi trebuie să bem apă să ne hidratăm în permanență. Și atunci, cum bem apa? Cu înghițituri mici, mestecată. Și acum, de ce mestecată? Că asta e o întrebare fundamentală. Apa, de obicei, are o tensiune superficială mare. În momentul în care este mestecată, saliva scade tensiunea superficială și atunci poate hidrata la nivel celular. Mult mai bine hidratează. Deci trebuie să iau bucată cu bucată fraza. Exact. Ce înseamnă tensiune? Ce ai spus? Tensiunea superficială. Adică, nu știu cum, e greu de explicat. Membranele noastre celulare sunt din grăsime alcătuite. Așa. Și în momentul în care este, apa este trecută prin salivă, saliva e ca un surfactant foarte bun, cum e săpunul, cum e detergentul. Uh-huh. Și mult mai bine pătrund din membranele celulare apa, deci hidratează mult mai bine decât când o bem așa găl-găl, cum o bea toată lumea. Cum deci e degustat vinul. Da. Așa trebuie să bem apa. Să plimbăm puțin prin gură, pur și simplu. Exact cum degustăm vinurile și o înghițim. Este foarte important. Deci asta e o recomandare ayurvedică. Medicina ayurvedică e o medicină, deși multe lume zice că e o pseudoștiință. Corect, pentru că nu s-a demonstrat încă științific multe lucruri. Dar deja sunt multe lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt cât se poate de corecte. Atât ca asocierea alimentelor. De fapt, e un fel de, ca să zic așa, un fel de medicină preventivă. Medicina asta ayurvedică. Adică un set de reguli și norme pe care ar trebui noi să le avem în vedere ca să ne menținem sănătoși. Okay. Asta. Cât ar trebui să bem pe zi? Se personalizează în funcție de greutate. Așa. Da. Deci, să spunem, la o persoană care are 50 de kilograme, înmulțim cu 30. Și cât vine? Deci, 50. Un litru jumătate, da? Da. Okay. Mulțim cu 30. Toată greutatea noastră mulțită cu 30. Da, da, da. La copii mai mult? Se mulțește tot cu 30? La copii tot așa, dar acum depinde și de activitatea fizică. Eu spun asta în condiții normale, dar de exemplu dacă facem activitate, de exemplu acum cum e cald afară și mai facem și activitate fizică intensă, în căldură și transpirăm intens, e bine să mai suplimentăm, mai punem vreo 500 de mililitri, pentru că pierdem foarte mult și prin transpirație. Okay. Și încă un lucru vara foarte important, deci iarna e bine să consumăm apa plată, pentru că nu e o problemă. Vara este bine să consumăm o apă minerală, de ce? Pentru că noi prin transpirație pierdem foarte mult, foarte multe minerale. Uh-huh. Și atunci, ca să ne remineralizăm, introducem apa minerală. Dar apa minerală nu înseamnă apă cu bule, că aici lumea greșește. Apa minerală înseamnă apă care are o cantitate de minerale un pic mai mare decât apa plată. Ne uităm pe etichetă. Ne uităm pe etichetă. Asta vom vorbi și data viitoare cu etichetele. Te rog, povestește-mi puțin de tabăra pe care o organizezi tu. Ok. Trei zile. Hrană la începutul, vie. Da, la începutul lunii iulie. Facem o tabără în care vrem să învățăm ce înseamnă hrana vie, cum să ne preparăm o hrană vie. O să vorbim puțin și despre plante medicinale, pentru că și ele sunt foarte importante. Ancestorii noștri cu asta se tratau în mare parte. Vrem să facem, ca să zic așa, o comuniune cu natura, o recomuniune cu natura, pentru că noi, practic, stând în mediul ăsta antropizat, nu știu, de-am cam despărțit de ce înseamnă... Adică tu inviți pe cei doritori undeva la munte, La munte. Unde trei zile vor avea un îndrumător profesor cu multă pasiune, pentru că asta mi-a plăcut la tine. Tu nu o faci pentru că e o meserie, ci e o pasiune și asta se vede. Da. Și le arăți ceea ce ai descoperit tu până acum. Așa. Și le arăți cu mult drag ce înseamnă natura, cum putem să folosim din ea ceea ce ne dă, din bogăția ei, cum să mănânce, cum să-și prepare hrana și tot... Ce le mai dai? Deci hrana, deci cum o să vorbim despre hrana vie, o să facem, deci o să fim și atelieri în care să facem acolo, să învățăm cum să facem diferite tipuri de preparate culinare sănătoase și vii, repet, asta e important. Așa.
plus... Și gustoase, pentru că iarăși mitul ăla, dar nu-i gustos. Sunt extrem de gustoase. Deci la gustul se educă. Deci asta e ideea. Gustul se educă. Deci chiar dacă acum spun, poate nu-mi place un anumit lucru, dacă faci lucrul ăsta repetat, la un moment dat, pentru că toate alimentele astea supraorganoleptizate pe care le avem în comerț ne-au alterat un pic gustul în timp. Și noi nu mai simțim, acum când mănânci, nu știu, niște aripioare de pui de la, hai să nu dăm nume, așa, deci clar că gustul o să-l simți foarte intens, pentru că sunt foarte, foarte supraorganoleptizate. Când mănânci aceeași aripioare de pui acasă, nu mai are același gust. Pentru că gustul a fost alterat. Iar tu în tabără faci cu totul altfel hrana și descoperim. Ok, da. Mai multe informații găsim pe Facebook-ul tău. Da, exact. O să fie acolo postat tot și perioada și absolut tot. Perfect. Ce trebuie să știi. Îți mulțumesc frumos. Și eu mulțumesc. Neapărat, că abia am deschis doar ușa spre psihonutriție. Am vorbit mai mult despre nutriție. Data viitoare să vorbim mai mult despre psiho. Exact, pentru că e important. Să știi că acum sunt o grămadă de studii care arată că nu este suficient. Noi, practic, acum încercăm, la fel ca și în medicina asta alopată, să tratăm simptomele și nu cauza. Ok. Data viitoare cauza. Data viitoare mulțumim cauza. Frumos. Da. Mulțumim frumos și ne vedem data viitoare.